Am venit coletul de la Amazon, v-am spus că mi-am comandat o cameră din acea sport. Hai și mă ajută aia. Ăsta ai pus degețelul pe cameră. Aici ai pus degețelul. Trebuie să-ți ia așa cu o mânuță. Așa. Bună, Regina, a venit un colet de mama. Cadou pentru ziua mea ăsta, mami. Pentru ziua mea a venit. Pentru a vrea un colet așa. Și ne-a dus o cameră, ne-a adus să filmăm. Dar ține mai sus așa telefonul. Nu punem înța aici. Așa, bravo. A venit un colet pentru mama. Mai este pe aici. A venit foarte repede să știți că 5 zile comandat de pe Amazon UK. Mami, dar vezi că nu filmez cutia aia, uite-te ce filmez. Stai, mami. Trebuie să te ridici în picioare, mami. Ok. Hai, ridică-te în picioare. Vezi că ții mâna pe cameră, mami. Ține așa. Uite aici cutia, filmează. Așa. Așa. Ia să văd. Wow, ce bine e face, tatu. Asta este camera. Așa, ține mami. Asta este. De acum să facem vloguri, mami, da? Și aici am accesoriile. Ia, mai ține tu un pic telefonul așa. Aici m-am luat și un card de 64 de giga. Și dă un pic, Ari, să vedem. Asta este selfie stick-ul. Asta cred că e de la selfie stick, mami, cred că se prinde ea, să vedem, să nu ne pierdem ceva. Camera filmează și subacvatic și avem așa o mini plută din asta. Sinceră să fiu, nici eu nu știu ce e în kit. Poți să desfaci tu punguța? Trage tare. Tare. Asta este pentru cameră. Am tot felul de accesorii aici. Sinceră să fiu, nici nu știu la ce se folosesc. Habar nu am la câte sunt aici. O să... Da, o să-l aștept. A, asta bravo. Asta se pune pe cap, dacă vrei să ți-o pui pe cap să filmezi când mergi cu bicicleta. Pune, pune. Da, David, du-te și uită-te. Da, așteaptă să desfacem aici. E foarte greu să filmezi cu o mână. Gata. Asta este cutia pentru cameră, să o protejeze. Avem tot felul de adaptoare pentru bicicletă. Desfă, desfă. Mamă, câte accesorii are Marius, nici nu știu la ce folosesc. Ăsta este hamul pe care ți-l poți pune și ți-adaptezi camera aici să filmezi din mers, să nu le mai chinuim. Asta, sincer, nu știu pentru ce. Eu să-l aștept pe Marius, că el se pricepe mai bine la tehnologie. Deci cam asta e și acum să vedem să desfacem și camera. Asta se află în cutia camerei. Avem un card aici pe care poți să-ți înregistrezi camera, unde ai garanție 24 de luni, prioritate la custom service și 50% cupon pentru următoarea comandă. Wow, câte sunt aici. Deci nu... Chiar nu știu să le... avem și telecomandă. Wow, tot felul de accesorii are. Deci nu... Sincer, mi-e și frică să mă bag pe aici, pentru că... Nu știu, mama, mă depășesc. Care o mica? Ca să agățăm camera. Pentru baterie. Asta nu știu ce e, deci chiar mi-e și nu știu cum să le scot. Avem doi acumulatori care se prezintă așa. Asta mi-a plăcut că vine cu doi acumulatori. Mami, nu le mai scoate pe toate, te rog, iubita. Deci tot felul de adaptare, nu știu la ce folosesc. O să îl aștept pe Marius să mă ajute. Deci chiar nu știu, sunt atât de multe. Uitați-vă ce e aici. Aici și aici.
Asta chiar nu știu la ce folosește. Asta știu că se pune, carcasa asta, se pune atunci când filmezi sub apă, parcă. Deci nu... Are foarte mult, uitați-vă ce are aici, deci nu... Nu știu la ce folosesc. Încărcătorul. Asta nu știu pentru ce e. Deci v-am zis, are foarte, foarte multe accesorii. Și are și aici ghidul, cartea asta. Mama, pune-o lor. Yeah. Așa că l-aștept pe... A, văd că are și ceva aplicație. Văd aici. Și pe App Store. Da. A, și ți arată aici exact cum să o montezi. Da. Mă apuc de montat. Da. Vă las și ne vedem mai apoi. Dragilor, ne-am inspirat și noi de la un clip al Andrei Georgeta Farago. Are și canal de YouTube. Și am văzut cum a decorat ea o crenguță așa, cu o ușoară de paște, și am zis că o să facem și noi cu copiii. Mi se pare o idee genială. David, nu vrei să pui și un morcov? Nu mai. Păi noi o să punem, mami, aici, ia uite. Puteți să puneți soi. Să punem noi? Tu ești foarte ocupat, nu? Ia, iubita mea, cum pui? Ești ocupat? Mami, dar nu le pune pe toate pe aceeași crenguță, iubita mea. Uite, poți să pui și aici sus dacă vrei. Vezi? Așa. Hai. Vrei să punem, mami? Te punem aici sus. Da, de ce? Morcov, iar. Am fost în Jumbo și am luat decorațiunile astea. Au fost în jur de 6-7 lei. Uite, mami, întoarce ăsta și pui unde vrei. Au. Ușor, ușor să nu tragi de crenguță, mami, da? Nu stă bine? Nu. Mai încearcă. Ce drăguț arată! Ușor, Ari, ușor! Bravo, iubita! Așa! Super! Bravo, mami! Cât de frumos arată! Noi eu mai decoram așa, puneam în tuia pe care avem în curte. Îi decoram așa cu o ușoare, dar avem din alea de plastic. Astea sunt de hârtie. Și a căzut, nu-i nimic. Și nu prea țin. Adică nu țin deloc, că dacă plouă... De ce frumos e ăsta purple, mami? Ăsta e preferatul meu. Ăsta e preferatul meu. Ăla blu? Ăsta e pentru băieți. Nu, mami, culorile sunt și pentru băieți și pentru fete, mamă. Ăsta e pentru fete. Toate culorile sunt pentru toți copiii, mami. Bravo! Uite cât de frumos arată! Uite, mami, să mai punem și pe aici. Te punem unul mare aici. Nu poți să pun. Așa. Marley, vrei să pui și tu Marley? Marley, aici lângă noi. Ia să vedem unde putem să mai punem. Uite aici, putem să punem unul albastru. Wow! Pune și tu, mami, sigur că da. Uite, pune aici pe crenguța asta. Avem și decorațiunile în pod și zicea Marius că ar vrea să le aducă, dar o să le aducem mâine când sunt ei la grădiniță, că... Unde vrei tu, mami? Acum iese haos, nu? Stai acolo? Da, mami, pune-le pe care le vrei tu. Ce cool arată! Wow! Bravo, mami! Ce decorațiune frumoasă! Îți place? Mă bucur! Foarte frumos arată! Bravo, Ari! Dragilor, eu sunt în dormitor, am făcut niște schimbări aici. Aici era camera lui David și l-am mutat pe el în camera de jos. Și e puțin cam haos acum. Vreau să fac puțină curățenie în șifonier. E cam haos. Și m-am gândit să și filmez așa.
Sunt cu Aria acasă, n-am mers la grădiniță de 2 zile pentru că e puțin răcită și iar aici de lucru i-am dat niște planșe să le facă și eu am zis să mă apuc de curățenie. Vreau să dau rafturile astea de sus, să le mut puțin mai jos și să mut bara asta de aici, de umerașe, să o mut mai sus pentru că nu folosim așa de des. Iar hainele alea de sus să le mut puțin mai jos pentru că eu nu ajung la ele. Și mi-e foarte greu accesul atunci când împăturesc hainele. E foarte, foarte greu să ajung la ele. Și cam asta facem. La noi plouă. David e la grădiniță, Marius lucrează și am zis că dacă tot sunt cu Aria acasă, să profităm puțin și să fac puțină, puțină curățenie. Așa că vă iau cu mine. Gata, mi-am montat trepied, dacă mă vedeți bine. Deci vreau să eliberez aici, v-am zis, toate hainele. Să le pun pe pat. O să și sortez să văd ce nu mai folosim. Ce nu mai folosim, să donăm din ele. Așa și am zis, vreau să mut rafturile astea mai jos ca să facilitez puțin accesul. Bună, Evita! Bravo! Aria mănâncă niște sticks-uri. Își face activitățile, nu-i da? Am făcut puțin așa modificări, v-am zis că noi ne-am mutat în camera de sus. Aria a început să doarmă în camera ei cam o jumătate de noapte. Acum că a fost răcită, am lăsat-o să doarmă cu mine. Vedeți că e haos, trebuie să bag o mașină de rufe. Sunt pe curățenie astăzi. Vreau să vă arăt că am fost la Jumbo și am cumpărat așa 8 oglinzi și le-am pus pe peretele acela. Dar să vă spun de ce. Și Aria și-a cumpărat un nou. Dar să vă spun și de ce. Aici, fiind camera lui David, în colțul ăla acolo, am avut o... Nu mai puțin că nu focalizează, gata. Am avut o hartă din aceea lipită pe perete ca un fototapet. Și atunci când am dezlipit-o... Și-a cumpărat și David un nou. Atunci când am dezlipit-o, da? S-a dezlipit cu tot cu perete. Și am zis că în următorii 2 ani, așa, nu vrem să renovăm casa, să facem pereții și așa. Vrem să mai crească pitici, hai fugi la joacă. Să mai crească puțin pitici, că ei oricum, na, mai lovesc pereții cu jucăriile, mai pun mânuțele murdare și am zis că momentan să nu facem nimic. Și ne gândeam ce soluție, ne gândeam să aplicăm ca să nu se mai vadă, v-am zis că s-a luat vopsea de pe perete, vina romul. Și nu știam ce să facem și m-am uitat, zis să punem un tablou, dar era poziția atât de proastă pentru că era undeva jos în colț și dacă am fi pus un tablou se vedea așa ca nu cam perete. Și atunci am zis, bine, hai să facem un compromis, să ne gândim ce putem să facem, să arate și bine, să nu ne coste nicio avere, pentru că nu vrem să investim foarte mult, tocmai pentru că urmează să renovăm, v-am zis, cam în 2 ani de zile. Și m-am gândit eu așa, m-am uitat pe Pinterest, n-am găsit nicio idee. Și zic, hai că mă duc în Jumbo cu ăștia mici să văd ce găsesc acolo. Într-adevăr, găsim niște tablouri mari și nu erau nici foarte scumpe, erau de 50 de lei. Dar v-am zis, poziția era atât de proastă, pentru că uitați-vă cât de înalt e peretele. Și chestia asta venea undeva pe aici. Deci, ocupa cam 3 tablouri, 3 rame din astea. Și zic, băi, nu e ok, nu se vadă frumos să pun un tablou acolo. Și zic, hai să mă duc să iau niște oglinzi. Și le-am găsit pe astea. Și mi se pare că arată atât de frumos, încât aș vrea să mai pun sus încă un rând de 4. Mi se pare că dă așa spațiu camerei, deși este o cameră destul de mare, îi dă luminozitate, multă mai multă, pentru că noi aici suntem la etaj și avem lumină din plin. Și îmi place ideea asta așa cu oglinzile, mi se pare foarte drăguță. Sigur că da. Și asta a fost soluția de compromis. Și a costat o bucățică din aceea de oglindă,
pentru că veneau așa la bucată, 20 de lei și am zis că chiar merită și plus că arată foarte bine, sincer, nu mă așteptam să arate atât de bine. Și mai vreau să mai cumpăr încă un rând sus când mai ajung în geamul. Gata cu vorbăria, să ne apucăm de treabă. Eu să-mi pun și eu ceva, un vlog aici pe fundal și între timp o să filmez așa pe repede înainte ce fac în șifonier. Haideți la treabă! Anywhere you go, anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say. Și să vă arăt ce am cumpărat din Carrefour. Am găsit tricourile astea, le-am spălat, trebuie doar să le calc pentru Paște. Asta este al lui David, de 4-5 ani. Pardon, este al Ariei, de 4-5 ani, al lui David, de 5-6 ani. Și la fel mi-am luat și eu și Marius. Vrem să ne asortăm de Paște. Ne-am mai avut tricouri asortate și acum 2 ani. Asta e al lui Marius. Făcute de mine, am cumpărat niște tricouri albe și le-am colorat eu cu acrilice. Da. Dacă o să găsesc poză, o să vă atașez eu undeva pe aici. Sper să găsesc. Al tăi sunt. Haideți la treabă.